Noi putem începe evenimentul de astăzi, da? Domnul operator, puteți să-mi dați semnalul să începe, da? Ok. Bună ziua tuturor la evenimentul de astăzi. Sunt foarte bucuros să anunț începerea lansării unui rezultat a unei activități din ultimele 6 luni. Activități care s-a încununat cu producerea unui studiu cartografierea societății civile în sectorul de securitate și apărare a Republicii Moldova. Este o idee care a apărut în perioada acelor transformări din societatea noastră, odată cu alegerile prezidențiale care a lansat o nouă figură politică în Republica Moldova, președintele Maia Sandu, cu un program de schimbări profunde, și atunci a fost clar că este necesar de a face un efort din nou de a restructura și a reforma societatea noastră, inclusiv și într-un domeniu foarte serios, cum este domeniul de securitate și apărare. Apropo, vreau să salut și acei prezenți care sunt la evenimentul acesta și acei care ne privesc acum online și să vă comunic. Pentru vorbitorii de limbă engleză, noi avem traducerea, puteți să folosiți canalul dedicat pentru traducerea în limba engleză. Eu cred că necesitatea unui astfel de studiu și un astfel de exercițiu este dictat nu doar de acel moment de reformă care pentru societatea noastră, pentru clasa politică, dacă doriți, pentru oameni în general, este absolut evidentă și lucrurile au mers foarte prost ultimii ani în toate domeniile. Izolarea țării noastre, confruntarea cu noi provocări la adresa securității naționale, mediul de securitate în care ne aflăm, agravarea acestui mediu, dar și rezultatele slabe pe care le-a demonstrat guvernarea Republica Moldova a și format această necesitate de schimbare. Oamenii cu mai experiență știu că atunci când s-au produs niște schimbări majore în societatea noastră și când a fost necesar de a reforma întreg sistemul de guvernare din Republica Moldova, mai ales în acele tipuri de state cum este Republica Moldova, state aflate în tranziție, și noi continuăm să ne aflăm în tranziție, este necesar nu doar de acest efort al forțelor politice care primesc mandatul politic să efectueze o schimbare, dar este necesar antrenarea în acest exercițiu și a funcționarilor publici de tot nivelul și a celor din structurile centrale, din administrația publică locală, dar și a societății civile, așa cum noi o înțelegem, cu toate elementele sale, și sectorul asociativ, și organizațiile necomerciale, și grupurile de experți, și grupurile de interese, pentru că în așa domeniu complex, care include în sine instituții diferite, aici vorbim și de apărare, aici vorbim de sistemul de interne, aici vorbim și de sistemul de urmărire penală, aici vorbim și de serviciile de informație, securitate și protecție a cetățenilor. Deci toți funcționarii din aceste instituții ar trebui să fie antrenați în acest proces. Dar totodată nu putem să efectuăm acest proces fără ca să nu ne gândim și la includerea a cetățenilor în diferite forme, în discuții, în identificarea problemelor, în măsurarea opiniilor și opțiunilor oamenilor pe diferite probleme care țin de apărare și securitate, începând de la starea recruților și terminând cu problemele de strategice, încotro mergem, cu cine ne aliniem și ce produs final în securitatea colectivă noi, ca stat, ca societate, vrem să la ce rezultat să ajungem. Și de aceea, văzând, voi probabil toți știu, nu vreau să repet acele note critice pe care le făceam, acea insatisfacție de a inexistență sau a unui dialog imperfect între societatea civilă, organizațiile neguvernamentale, experții,
partidele politice din opoziție, cei care erau prezentate în Parlament, cei care erau în afara Parlamentului, nu a existat un dialog, o conlucrare pentru elucidarea, pentru monitorizarea, pentru elaborarea a unor strategii adecvate de dezvoltare a sectorului de securitate și apărare de Republica Moldova. De ce a venit și această idee? Și acest efort, noi astăzi îl prezentăm în forma unui studiu elaborat de două doamne, Sanda Sandu și Elena Mărzac. Elena Mărzac este directorul Centrului de Informare și Documentare NATO din Republica Moldova. Este un expert consacrat și bine cunoscut în domeniul comunicării strategice, dar și în domeniile care privesc nemijlocit această problematică, apărarea, securitatea și cooperarea Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică. Sanda Sandu este actualmente coordonator de proiecte în Fundația Konrad Adenauer, reprezentanța din Republica Moldova, este absolvent a Colegiului Europei și este iarăși un cercetător, de acum cu un renume și o bună prezență în spațiul de cercetare, în domeniul de securitate, în domeniul de asigurare a securității în Republica Moldova și în alt domeniu. Dar înainte de a trece la prezentarea rezultatelor acestor studiu, la recomandările pe care le fac autorii acestui studiu, eu aș fi vrut să-i ofer cuvântul de deschidere și de inaugurare, dacă doriți, domnului dr. Martin Zic, care este directorul reprezentanței Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova și România, care de fapt a susținut prin anumite resurse, deci elaborarea acestui studiu, activitățile pe care le-am organizat în cadrul elaborării acestui studiu, mesele rotunde pe care le-am organizat până acum și Dr. Zig, are you with us? Da, domnule Cibotaru, sunt cu dumneavoastră. Cu mare plăcere am onoarea să vă ofer cuvântul, domnule Dr. Zig, vă rog. Mulțumesc, domnule doctor Cibotaru, pare bine să vă văd. Din păcate, trebuie să mă conectez de la București, dar din numele Fundației Konrad Adenauer mi-asum oportunitatea să vă salut pe toți. Mulțumesc tuturor organizatorilor și prezentatorilor. Mulțumiri speciale îi adresez Sandei Sandu, care s-a ocupat de proiect. Noi, la Fundația Adenauer, într-adevăr, atribuim o mare importanță subiectului. Securitatea este un subiect care este în inima intereselor naționale. Și noi credem cu fermitate că democrația, transparența, supremația legii sunt niște valori care nu au frontiere. Din contra, în acest sens, există experiența țărilor unde toată securitatea vine din locații închise, unde se discută totul în mod închis. Dar cum ne asigurăm că sunt servite în această situație interesele țării, interesele societății? Publicul, societatea civilă trebuie să fie implicați în astfel de discuții, în cartografierea necesităților de securitate, în cartografierea actorilor, în definiția intereselor naționale, în definiția modului de abordare a intereselor naționale. Astea sunt cerințele principale de servire a interesului național. Și ne bucurăm că am putut să sprijinim această activitate cu proiectul respectiv.
Mulțumesc încă o dată tuturor vorbitorilor implicați din numele Fundației Konrad Adenauer. Și asta fiind spuse, vă întorc microfonul și vă mulțumesc. Thank you, Martin, for this kind words. I hope very much that everything we are planning today and delivering today will transform in real reforms and in real achievements in national security sector. Thank you very much, Dr. Zic. Acum îmi face o deosebită plăcere să-i ofer cuvântul domnului Ștefan Țibuleac, care este șef birou al Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova, cu mențiunea că probabil biroul dumnealui va fi unul din primii beneficiari acestui studiu, pentru că având acest model de elaborare a unui, în primul rând, a unui proces cum este analiza strategică a securității și apărării, apoi redimensionarea și rediscutarea și reaprobarea sau aprobarea din nou a unei strategii a securității naționale, a strategiei de apărare națională și altor documente adiacente, va fi într-un fel sau altul în vizorul și sub supravegherea directă a Consiliului Suprem de Securitate și personal a președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. De aceea, eu cred că domnul Țibuleac este în drept să facă primele, eu știu, observații în acest sens. Domnul Țibuleac, sunteți cu noi? Poftim, da, deci... Onorată asistență, stimați participanți, bună ziua! Mulțumesc pentru această invitație și oportunitatea de a adresa un mesaj organizatorilor, participanților acestui eveniment important pentru subiectul de securitate și domeniul de colaborare între organizațiile societății civile și instituțiile statului. În acest context, în cele ce urmează, mă voi referi la câteva aspecte evidențiate în studiu și inclusiv ce afectează relația dintre organizațiile societății civile și sectorul de securitate, și anume accesul limitat la informații în domeniul de securitate, cultura de securitate, lipsa unui dialog continuu în cadrul relației dintre societatea civilă și instituțiile statului, precum și relevanța acestui studiu pentru domeniu. Domeniul de securitate națională este unul specific și se confruntă adesea cu mistificarea informațiilor cu caracter secret și accesul limitat la informații. Această înțelegere diferită și superficială a domeniului și agendele politice diverse și antagonice uneori perspectivelor dezvoltare sectorului au lăsat un impact asupra modului în care societatea civilă este percepută de decidenții politice. Cartografierea organizațiilor societății civile vine să sprijine procesul de revizuire strategică pe care instituția prezidențială o are pe agenda în domeniul securității naționale. Studiul prezentat astăzi oferă un suport informațional al ONG-urilor în domeniu, precum și profilul de expertiză al cărora poate servi drept resursă în procesul de elaborare, expertizare, consultanță al politicilor din domeniul de securitate națională. Modul în care putem valorifica această resursă o reprezintă atragerea experților din cadrul organizațiilor în comisiile de lucru, în procesul de elaborare a documentelor de politici, consultarea opinii publice, suportul tehnic și altele. Gradul de implicare a societății civile în procesele de asigurare a securității naționale este direct proporțional cu nivelul de cultură de securitate a reprezentanților instituțiilor statului și cetățenilor. Aceasta implică nevoie de claritate a conducerii statului cu privire la obiectivele strategice, viziunea sistemică de securitate, definirea clară a rolurilor instituțiilor sectorului de securitate cu privire la asigurarea intereselor naționale în domeniile de competență și combaterea riscurilor și amenințărilor asupra securității naționale. Societatea civilă se confruntă cu scepticismul și lipsa interesului în rândul populației și mass media pentru subiectul de securitate, tocmai din lipsa acestei culturi de securitate și modul în care statul a abordat acest subiect. Îndemn pe această cale, organizațiile societății civile să se alieze dezideratului comun a instituției prezidențiale de a îmbunătăți gradul de informare și conștientizare fiecărui cetățean și a societății per ansamblu asupra categoriilor de riscuri și amenințări, asupra intereselor naționale,
și prin aceasta contribui cu eforturi individuale și colective la asigurarea calității vieții cetățenilor și gradul de securitate acestora. Înțelegerea de fiecare cetățean a modului în care poate influența schimbările care să asigure nemijlocit gradul de securitate, stabilitate și protecție ar fi un suport major în dezvoltarea și funcționarea mecanismelor de responsabilizare socială. Domeniul securitate este puternic influențat de factorul politic, precum și de vectorul determinat de către actorii de rang înalt din sectorul public cu mandat politic, au un impact puternic asupra modului de cooperare cu organizațiile societății civile. Deschiderea instituției prezidențiale, fără precedent în istoria activității Consiliului Suprem Securitate, este includerea în componența CSS a reprezentanților societății civile, reprezintă un pas important către consolidarea cooperării dintre sectorul de securitate și societatea civilă. Modalitatea de implicare și anvergura asigură funcționalitatea unui format nou de dialog continuu, aplicare de instrumente de monitorizare și de responsabilizare a reprezentanților instituțiilor statului pentru a funcționa în interesul cetățeanului. Expertiza și cunoștințele în domeniu ale unor reprezentanți ale societății civile este recunoscută și validată la cel mai înalt rang prin acordarea mandatului politic de servi în interesul cetățeanului în funcție de miniștri care pot și trebuie să-și asume angajamentul de asigurare a intereselor naționale. Astfel, încheierea parteneriatului dintre ONG-uri și instituțiile statului, marcată anterior de finalizarea unui proiect, constatată și în studiu, marchează schimbarea paradigmei de cooperare și asigurarea continuității acestuia, cât și transformarea colaborării într-un proces ciclic, programat și transparent. Instituțiile statului ar putea beneficia prin conjugarea eforturilor și valorificarea resurselor publice existente, cât și oportunităților de suport oferit de ONG-uri prin intermediul finanțării externe care ar fi direcționate pe sprijinirea nevoilor exprimate de instituțiile din sectorul de securitate și nu după nevoile externe acestora. Ori scopul colaborării dintre ONG-uri și instituțiile statului trebuie să fie dictat de angajamentul public de a servi intereselor naționale în primul rând și nu în desfășurarea activității conform unei agende care există în paralel cu nevoile sistemului. O altă teză ar fi legitimitatea în domeniul politicilor de securitate se datorează implicării și validării acestora de către societatea civilă și cetățeni. Aceasta este una dintre dimensiunile pe care ne dorim un dialog continuu și contribuție cu expertiză și consultanță din partea platformei consolidate din organizații non-guvernamentale pe dimensiunea de securitate. Instituția prezidențială rămâne un aliat fidel al promovării colaborării funcționale și transparente dintre societatea civilă și sectorul de securitate în scopul consolidării sistemului de securitate națională și valorificării potențialului de expertiză oferit de ONG-uri de profil. Mulțumesc organizatorilor cu o contribuție substanțială în sectorul de securitate care și-au asumat rolul de lead organization, în special Fundației Konrad Adenauer, care oferă expertiză în domeniu și contribuie la promovarea politicilor în baza de dovezi, inclusiv prin acest studiu de caz pe care îl vom avea pus în discuție astăzi. Vă mulțumesc pentru invitație și vă urez mult succes în desfășurarea activităților propuse în agenda de astăzi. Mulțumesc mult! Trecem la faza prezentării acestui studiu și, în primul rând, vreau să-i ofer cuvântul doamnei Sanda Sandu. Sanda? Vă mulțumesc foarte mult, domnul Cibotaru! Mulțumesc mult, onorată asistență, pentru prezența dumneavoastră la evenimentul de astăzi și pentru intervențiile care urmează să le aveți. Deci, în cadrul acestui
proiect, care este mult mai mare, implementat de către Fundația Konrad Adenauer, dar și de către noua creată platformă a societății civile în sectorul de securitate și apărare. Deci noi ne-am propus să asigurăm guvernanța de către societatea civilă a sectorului de securitate și apărare. Desigur, este un obiectiv major și pentru a asigura obiectivul dat este nevoie de o cooperare transparentă, deschisă, de o punte de dialog dintre societatea civilă și instituțiile de stat din Republica Moldova, dar și de partenerii și donatorii externi, care de asemenea sunt prezenți la evenimentul de astăzi. Deci, practic, acest studiu privind cartografierea societății civile din sectorul de securitate a pornit de la premisa complexității sectorului de securitate. Și cred că este important aici de menționat, când vorbim despre conceptul și sectorul de securitate, am analizat perspectiva extinsă a acestuia. Deci noi vorbim atât despre justiție, despre stat de drept, despre organizațiile care activează în acest domeniu, care au obiectivul de a asigura drepturile omului, independența mass mediei, lupta împotriva corupției. Din acest considerent, în cadrul acestui studiu veți putea observa în existența acestei cartografieri, fiind o listă, o anexă, în care sunt incluse toate organizațiile de bază care au activități în cadrul sectorului de securitate și apărare. Și cred că aici este important de menționat, în acest exercițiu de elaborare a studiului, noi nu ne-am propus să analizăm toată societatea civilă din Republica Moldova, deci universitățile, fundațiile, asociațiile obștești. Din contra, scopul nostru este destul de restrâns. Am analizat societatea civilă care este activă, în special în ultimii 3 ani, și am analizat principalele proiecte care sunt implementate de acestea în Republica Moldova, în special în sectorul de securitate și apărare. Respectiv, pe acest slide puteți să observați cum arată această anexă care conține propriu-zis cartografierea societăților civile. Dar de asemenea puteți observa și care este cuprinsul, din ce este creat și care este structura studiului pe care l-am elaborat. Deci, în primul rând, facem o analiză a societății civile în Republica Moldova, care este specificul acesteia, iar colega mea, Elena Murzac, va discuta mai multe la acest subiect. De asemenea, analizăm și provocările și tendințele ale societății civile în sectorul de securitate și apărare. Cred că partea prin care se încearcă să valorifice acest studiu este prezentarea provocărilor, dar și revenim cu un set de soluții. Ce poate face și societatea civilă, actorii internaționali, dar și instituțiile de stat, ce pot face împreună pentru a asigura această cooperare și punte de dialog dintre societatea civilă, dar și instituțiile de stat din Republica Moldova, care lucrează specific în sectorul de securitate și apărare. Și în continuare aș dori să ofer cuvântul colegei mele Elena Murzac, care va prezenta mai multe despre provocările și tendințele, dar și specificul societății civile din Republica Moldova. Mulțumesc, Sanda. Într-adevăr, am inițiat totul de la un simplu tabel, o cartografiere, dar atunci când am transmis chestionarele, când am organizat mesele rotunde, brainstorming-urile, atât cu reprezentanții societății civile și a instituțiilor de stat, am realizat că există un șir de provocări. Și aici a apărut o altă idee, de ce nu ar fi să analizăm care este specificul societății civile în sectorul securității și apărării, de ce este atât de deosebită de alte sectoare și de ce nu este consolidată și rolul său nu este atât de clar, pentru că chiar am avut o provocare atunci când am elaborat acest tabel de cartografiere și identificare experților și experților care activează în acest domeniu. Într-adevăr, domnul Cibotaru, sunt de acord. Tradițional, de sectorul de securitate și apărare se ocupă în special guvernul, dar mai nou observăm că principiul guvernării democratice a sectorului de securitate și-a confirmat rolul pozitiv și gestionarea acestui sector deja nu este doar o prerogativă a instituțiilor guvernamentale, ci și a organizațiilor din societatea civilă, care ar avea rolul nu doar de supraveghere, dar și ar juca rolul de un partener, de oferirea a unei expertize în paralel și oferirea unor servicii în colaborare cu instituțiile guvernamentale.
Observați că cunoașteți bine că avem mai mult de 14.000 de ONG-uri, însă foarte puține au o activitate distinctă în sectorul securității sau în domeniile tangențiale securității și apărării. Chiar și aceste 14.000 nu sunt atât de active, cu părere de rău, și societatea civilă nu este consolidată și nu are o voce unică. Problema de bază pe care am identificat-o este faptul că OSCE-urile au la fel o specializare mai mult în educație, drepturile omului, promovarea subiectelor de gen și foarte puține au un profil distinct sau tangențial domeniului de securitate și apărare. La fel, am rezultat în urma acestei cercetări, am depistat că OSCE-urile le este foarte complicat să identifice ariile de cooperare și necesitățile în domeniul securității și apărării, și ne-am propus în această cercetare să studiem 4 provocări majore, vă rog următorul slide, și am analizat care este situația și în domeniul transparenței, accesului la informații, cooperării cu instituțiile de stat, finanțările și lipsa colaborării între OSCE-uri. Sunt totalmente de acord cu domnul Țibuleac atunci când zicea că avem nevoie de o coordonare și de colaborare a instituțiilor guvernamentale, a instituții prezidențiale, a Parlamentului, de comun cu organizațiile societății civile, și cred că am ajuns la etapa în care trebuie să discutăm deja exact care sunt mecanismele reale de colaborare, pentru că ele de fapt există în anumite strategii, sunt reflectate anumite metode de conlucrare, însă ele deseori sunt formale. Vă rog următorul slide. Chiar dacă organizațiile societății civile au la dispoziție mai multe instrumente pentru a face supravegherea civilă mai eficientă, ele sunt adeseori ignorate și este necesară responsabilizarea instituțiilor guvernamentale, dar cum ziceam, nu doar responsabilizarea, dar și colaborarea. Însă există un impediment în acest sens, în această lipsă de transparență a instituțiilor guvernamentale și invocării secretului de stat, ceea ce este specific sectorului securității și apărării. Ați putea vedea pe acest slide un infografic care ne arată rezultatele chestionarelor și brainstorming-ul cu experții, cu reprezentanții din societatea civilă, care au recunoscut că, în ciuda faptului că există o dinamică pozitivă, o deschidere și cooperare din partea instituțiilor în domeniul securității, totuși există o lipsă de transparență și, cum vă ziceam, este invocat secretul de stat. În acest sens, am identificat câteva soluții și, în special, implementarea eforturilor comune și asigurarea platformelor de cooperare și dialog, ceea ce mă bucur deja a început să se materializeze și primele 15 organizații non-guvernamentale și experții au lansat această platformă, și consolidarea unui efort comun pentru a influența politicile publice. Pentru că diverse organizații influențează în mod diferit aceste politici publice și influența politicilor în domeniul securității și apărării este destul de scăzută. Cum o fac, prin ce metode, prin diferite note analitice, politici, studii, cercetări, unele din ele se regăsesc recomandările în politicile publice, unele chiar au o colaborare, niște parteneriate cu instituțiile, dar dacă să analizăm efortul comun, conjugat, impactul și accesul la informații, vă rog următorul slide, este destul de limitat. La fel, experții au afirmat că aceasta se datorează oportunismului politic și din cauza elementelor de război hibrid activ în Republica Moldova. Sigur că nu aș fi vrut să negăm faptul că există inițiativă, există parteneriate între diverse organizații non-guvernamentale cu instituțiile
între OSCE-uri și instituțiile guvernamentale, Parlamentul, dar ele sunt la fel bazate pe niște relații personale ale administrației organizațiilor non-guvernamentale cu reprezentanții instituțiilor și sunt bazate pe anumite proiecte și odată ce proiectul este finalizat, acest parteneriat rămâne doar pe foaie și nu este unul permanent. La fel, o provocare majoră pe care am analizat-o în cadrul acestui studiu este nivelul redus de cooperare a societății civile cu instituțiile de stat și capacitatea redusă de advocacy, de influențarea anumitor politici și implicarea reală în gestionarea sectorului de securitate. Și aici aș fi vrut să adaug, ele merg de mână împreună cu lipsa cooperării între organizațiile societății civile și lipsa unei voci unice. Deci eforturile sunt distorsionate sau sunt minime atunci când acționează doar o organizație sau două, chiar dacă organizațiile au o colaborare sănătoasă în acest domeniu, creează parteneriate, gestionează proiecte comune. Totuși, o platformă, considerăm noi, ar aduce un impact major. La fel, am identificat mai multe soluții pentru această problemă și anume instituționalizarea cooperării cu instituțiile guvernamentale prin niște planuri de acțiuni concrete, activități, proiecte, organizarea regulată a briefing-urilor din partea instituțiilor guvernamentale, dar totodată și promovarea colaborării active între OSCE-uri și instituțiile guvernamentale atunci când organizațiile non-guvernamentale organizează careva activități și instituțiile statului să fie interesate de rezultatele cercetării. Și atunci o altă soluție ar fi participarea mai activă din partea instituțiilor guvernamentale în activitățile organizate de societatea civile. Și o soluție care considerăm noi ar fi eficientă, crearea unei baze de date cu cercetările elaborate în domeniul securității, care să includă cercetările atât din partea OSCE-urilor, cât și instituțiilor de cercetări, think tank-uri, universități. Am uitat să zic în prima parte că instituții, OSCE-urile sau entitățile din societatea civilă care activează în sectorul de securitate și apărare sunt în special ONG-urile, think tank-urile, universitățile, dar și experții independenți. Vă rugăm următorul slide. La fel aș fi vrut să mă refer aici și la capacitatea scăzută de influențarea politicilor publice, rezultat al chestionării și al analizei situației. Am observat un nivel scăzut de participare a actorilor statali și non-statali în activitățile organizate de către societatea civilă și chiar dacă există tentative de colaborare și de influențare, includerea reprezentanților instituțiilor societății civile în grupuri de lucru, elaborarea strategiilor, diferitor documente strategice, totuși ea este destul de scăzută. La fel aș fi vrut să mă refer și despre cooperarea cu Parlamentul. Situația politică instabilă în ultimii ani a constituit adesea un impediment în fortificarea unui dialog constant între Parlament și OSCE-uri sau alte părți interesate și până în prezent regulamentul Parlamentului nu a fost completat cu un mecanism concret de consultare în procesul decizional și în concluziile și recomandările se vor regăsi soluțiile propuse pentru colaborarea cu Parlamentul, în care considerăm că societatea civilă ar trebui să participe de comun cu Parlamentul în supravegherea acestui sector. Dar aș fi vrut la fel să menționez faptul că și societatea civilă nu a fost suficient de activă în promovarea anumitor politici și reforme, chiar dacă a participat în diferite formate, cum ar fi Consiliul Național pentru Participare, platforma Parteneriatului Estic, și dincolo de dificultățile de comunicare cu autoritățile statului și de rezistența generală a societății față de schimbare, organizațiile totuși utilizează mecanisme legale disponibile pentru a instituționaliza dialogul politic. Și la fel am propus câteva soluții, printre care, vă rog, următorul, crearea acestor parteneriate stabile cu Parlamentul, cu instituțiile guvernamentale și identificarea unor subiecte comune de interes comun.
La fel am analizat și expertiza în domeniul securității și apărării, identificându aceasta una din problemele majore. Există foarte puține organizații și experți în domeniu care ar putea presta servicii de calitate și care ar avea o expertiză pe diverse subiecte din domeniul securității și apărării. Și la fel, conform chestionarelor, am depistat că reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale se informează sau își dezvoltă capacitățile sale de expertiză din surse publice și informații puse la dispoziție de organizații internaționale, participă în anumite vizite de studiu, colaborează cu mass media, cu societatea civilă, însă considerăm că este o expertiză insuficientă pe alocuri și aceasta ar fi una din problemele de implicare active în elaborarea politicilor și în bună guvernare a sectorului de securitate și apărare. Și atunci soluțiile pe care le vedem noi ar fi accesul reprezentanților societății civile la instruirile oferite de către donatori și parteneri din această bază de date, deci să fie inclusă nu doar reprezentanții instituțiilor de stat, dar și a societății civile de profil. La fel, să fie invitați reprezentanții instituțiilor, OSCE-urilor în activități comune de informare, organizate în țară cât și peste hotare. Și la fel, pentru a facilita transparența și accesul la informație, se recomandă implicarea reprezentanților OSCE în procesul de elaborare a politicilor publice, cum ziceam, în diverse grupuri, grupuri de lucru în cadrul elaborării politicilor în acest domeniu. Vă rog, următorul slide. La fel, o problemă majoră, dar o importanță majoră este interesul față, lipsa interesului publicului larg față de aceste subiecte și, cum s-a referit și domnul Țibuleac, lipsa acestei culturi de securitate care trebuie dezvoltate și considerăm, dar și conform rezultatelor chestionarelor în cadrul acestui studiu, cooperarea cu mass media joacă un rol foarte important în mediatizarea politicilor. Organizațiile au diverse parteneriate cu anumite cu anumiți reprezentanți ai organizațiilor din mass media, au chiar și proiecte comune de informare, de educare, dar la fel ele sunt limitate în baza unor proiecte și rămâne lipsa de parteneriate strategice de lungă durată, pe termen lung, care ar fi stabilite între mass media, autorități publice și grupurile de experți, și atunci soluțiile propuse, identificate de către noi, ar fi stabilirea acestor parteneriate, identificarea subiectelor comune, organizarea briefing-urilor comune și facilitarea cooperării între instituțiile guvernamentale și mass media, pentru că deseori mass media se plânge de acest acces limitat la informații și organizațiile societății civile ar putea juca un rol de creare a platformei de comunicare și de facilitare acestui dialog. Vă rog, următorul slide. Și o ultimă provocare pe care am analizat-o sunt dependența de finanțările externe și sustenabilitatea redusă a programelor și inițiative OSCE-urilor. Sigur că toți au recunoscut că în domeniul securității și apărării finanțarea vine din partea donatorilor. Liderii în acest sector este Uniunea Europeană, NATO, OSCE, fundații gen Fundația Konrad Adenauer, Fundația Soros, dar și finanțările care vin din partea ambasadelor acreditate în Republica Moldova. Problema este că ele sunt bazate pe proiecte și finanțările nu sunt regulate și odată ce este finalizat acest proiect, nu este continuată inițiativa sau anumite activități din cadrul acestor proiecte sau proiectele nu au o continuitate și soluția ar fi crearea iarăși a unei baze de date cu subiecte de interes comun și promovarea intereselui, colaborarea trilaterală între instituțiile guvernamentale, societatea civilă și finanțatori pentru a identifica aceste arii de interes comun și de a facilita interesul față de finanțarea sectorului de securitate și apărare, pentru că
conform cercetărilor noastre, el este subfinanțat, acest domeniu, și există mai puțin interes față de acest subiect. Vă rog, următorul slide. Mai multe detalii despre rezultatele cercetării, provocările cu referire la mai multe documente, cercetări și sondaje, îl veți găsi în studiul nostru, dar acum am să o rog pe Sanda să ne prezinte la ce concluzie am ajuns și care ar fi recomandările practice în acest sens, pentru că am fi vrut într-adevăr aceste recomandări să fie transformate în niște activități și să fim de ajutor pentru instituțiile guvernamentale când să conlucrăm în reformarea sectorului. Ok, mulțumesc Elena și Sanda. Eu oferim cuvântul. Eu pe scurt vă prezint principalele concluzii. Deci, cred că pentru toți ne este clar care sunt următoarele priorități. Deci, Republica Moldova trebuie să modernizeze sistemul de securitate și apărare. Pentru ca să putem răspunde în mod adecvat la noile provocări în adresa securității regionale, dar și naționale. Și pentru a putea îndeplini această prerogativă și acest obiectiv, este nevoie de cooperarea cu societatea civilă din Republica Moldova. Respectiv, chiar și pentru a face față riscurilor, noul tipuri de riscuri care parvin în adresa Republicii Moldova, este nevoie de a apela la expertiza pe care o are societatea civilă din Republica Moldova, inclusiv societatea civilă care este prezentă în cadrul evenimentului de astăzi și care face parte din platforma societății civile din sectorul de securitate. Deoarece fiecare expert în parte, fiecare organizație are o expertiză specifică pe un domeniu specific care poate fi și trebuie valorificată de către instituțiile de stat, de către Parlamentul Republicii Moldova și alte instituții. Respectiv, reziliența poate fi consolidată și asigurată dacă există această cooperare și dacă se ține cont și de părerea societății civile, care are obiectivul de a monitoriza politicile, de a veni cu un feedback și cu perspectiva acesteia despre cum pot fi îmbunătățite politicile publice în Republica Moldova. Deoarece, până la urmă, ambele instituții, deci ambele părți, actorii statali și non-statali, au aceeași scop de a asigura și a îmbunătăți nivelul de trai și a asigura drepturile omului cetățenilor din Republica Moldova. Deci, actorii societății civile au la dispoziție numeroase instrumente care pot fi utilizate atât de către instituțiile de stat, dar și de către alte organizații, doar că acestea trebuie implementate. Din nou revenim probabil la problema și subiectul care des este menționat, că avem strategii și legi bune, planuri de acțiuni bune, dar trebuie implementate în practică și trebuie să existe și rolul societății civile de a monitoriza aceste planuri de acțiuni și strategie, inclusiv strategia privind dezvoltarea societății civile, care trebuie implementată în practic pentru a putea asigura și vorbi despre o dezvoltare și o societate civilă care este sănătoasă și viabilă. În continuare, aș dori să vă prezint pe scurt despre principalele recomandări. Deci, în cadrul acestui studiu, pe lângă soluțiile care le prezentăm la fiecare provocare, noi vă prezentăm și 5 direcții de bază, deci 5 recomandări. În primul rând, crearea platformei societății civile în sectorul de securitate. Deci, platforma a fost creată, dar vorbim despre instituționalizarea acesteia și crearea unei platforme care cooperează și la care instituțiile de stat este deschisă pentru a utiliza și valorifica din nou expertiza pe care o are societatea civilă în Republica Moldova, dar și a ajuta în elaborarea documentelor strategice, inclusiv strategia de securitate națională, strategia securității informaționale și concepția acesteia. Deci, societatea civilă este clar că are un rol primordial în oferirea asistenței de dezvoltarea documentelor de politici publice. De asemenea, cum a fost menționat și de către Elena Mârzac, este nevoie de a instituționaliza cooperarea cu Parlamentul Republicii Moldova și în special cu comisiile specializate. Din nou, legislația sigur că prevede faptul că instituțiile de stat să fie deschise și să existe diferite platforme de cooperare, însă acestea nu neapărat sunt active. Iar în ultima perioadă, datorită pandemiei și datorită COVID, am observat că instituțiile de stat au devenit
devenit destul de rezervate și nu sunt atât de deschise către societatea civilă din Republica Moldova. Însă sperăm că și prin intermediul studiului și recomandările pe care le prezentăm, în următoarea perioadă se va avea loc o ascensiune în cooperarea dintre societatea civilă și instituțiile de stat. Pe lângă acest lucru, o recomandare care este adresată nu doar instituțiilor guvernamentale, dar și actorilor și organizațiilor internaționale. Și aceasta constă în consolidarea capacității societății civile din Republica Moldova. O provocare destul de mare este lipsa sustenabilității sau sustenabilitatea redusă financiară a organizațiilor societății civile. Și în acest context este nevoie de a stabili un program și un mecanism prin care societatea civilă să fie consolidată și capacitățile acesteia să nu fie reduse. Respectiv, un set de recomandări de asemenea constă din dezvoltarea cooperării cu mass media din Republica Moldova, promovarea culturii de securitate, creșterea nivelului de interes față de instituțiile mass media și anume pe subiectele de securitate și apărare, din nou, datorită unei cooperări dintre societatea civilă și cu instituțiile mass media, aceste subiecte pot fi promovate mult mai des, deoarece securitatea nu ține doar de domeniul militar, dar vorbim și despre asigurarea drepturilor omului, vorbim despre foarte multe subiecte care atinge calitatea vieții cetățenilor, inclusiv despre lupta împotriva corupției, asigurarea statului de drept și asigurarea unei reforme a justiției depline. Și în cele din urmă, o altă recomandare este consolidarea cooperării cu mediul academic și cu instituțiile de cercetare. Deci, atunci când vorbim despre societatea civilă, des noi includem și instituțiile de cercetare. Deci, cred că ar fi nevoie de o cooperare trilaterală instituționalizată. Instituțiile guvernamentale, instituțiile de stat, deci societatea civilă, dar și mediul academic, care are un background de cunoștințe științifice, academice și vine cu reforme care pot fi bazate pe probe și bazate pe dovezi. Și deci expertiză științifică care a fost acumulată cu anii și care trebuie valorificate de către toți actorii. Și practic, acestea sunt recomandările și concluziile de bază în cadrul studiului pe care l-am elaborat. Iar în continuare, vreau să vă informez că pe acest website puteți accesa studiul în format electronic, în care veți primi, practic, informația despre provocările de bază și veți vedea mai detaliat despre toate subiectele care am discutat astăzi aici cu dumneavoastră, inclusiv și anexa care constă din lista organizațiilor societății civile care activează în sectorul de securitate și apărare. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, Sanda! Deci, pentru cei care ne privesc, vreau să fac o remarcă că autoarele acestui studiu și acei participanți la proces care au participat la discutarea lui, vă prezint astăzi un model. Model cum ar trebui să funcționeze într-o societate modernă acest proces de negociere, discutare, identificare, aprobare și implementare a tuturor chestiunilor legate de securitate și apărare. El încă nu este funcțional până deplin. Urmează să fie luate și deciziile instituțiilor implicate. Noi astăzi avem programul de guvernare a președintei Republicii Moldova, noi avem programul guvernului Natalia Gavriliță, noi avem un program al Partidului Acțiune și Solidaritate care constituie majoritatea absolută în Parlamentul Republicii Moldova și iarăși a venit cu un program de guvernare. Acum urmează să intrăm în acest proces. Noi ne-am referit la anumite, eu spunem așa, finalități în plan legislativ, de exemplu, dar în urma negocierilor și discuțiilor putem să venim și la alte soluții, putem să venim și la alte modele. De ce? Întrebarea mea acum este către participanții la această prezentare, în primul rând la reprezentanții instituțiilor din sectorul de apărare, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, să, cu această întrebare, dumneavoastră, ce așteptați la acest model? Dumneavoastră, cum vedeți această conlucrare? Dumneavoastră, care ar fi propunerile sau valoarea adăugată la acest proces, reieșind din toate cele ce s-au spus până acum? Domn colonel, Fondos, Varza, dacă doriți să veniți cu o scurtă intervenție, poftim, da.
Deci, vă prezentați dumneavoastră, mă tem să nu fac vreo greșeală în... Ministerul Apărării. Bună ziua tuturor! Mă numesc Gheorghe Orză. Sunt în grad de colonel, șef direcției politică de apărare și planificare apărării în cadrul Ministerului Apărării. În primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor pentru invitații la acest eveniment. Noi ca instituții suntem foarte deschiși pentru a colabora în asemenea formate. Știm foarte bine cât de importantă este implicarea societății civile atunci când vorbim despre politici, când vorbim despre dezvoltare, când vorbim despre transparență sau necesitatea de luarea unei decizii. Aș vrea să fac o mică introducere la activitatea pe care am avut-o împreună cu societatea civilă, mai ales atunci când am fost în proces de elaborare a documentelor de politici în cadrul Ministerului Apărării. Foarte multă lume din această sală a fost prezentă și a participat la acel exercițiu când, cred că pentru prima dată sau în cel puțin în ultimii 15 ani, a fost organizat un exercițiu de elaborare a strategiei naționale de apărare cu implicarea a 23 de instituții, unde fiecare s-a expus, fiecare a avut de analizat, fiecare și-a trasat obiective, fiecare și-a trasat misiuni sau direcții principale de acțiuni. În acel document este, cred că pentru prima dată când a fost instituită o comisie națională în elaborarea unui document la nivel de stat sau la nivel de guvern. Acest exercițiu ne-a demonstrat cât de eficient este societatea civilă, cât de mult pot beneficia instituțiile de stat din experiența, din analiza care o fac experții, fie cei naționali, fie cei internaționali, în cadrul acestor asemenea exerciții. Noi suntem ca instituție foarte deschiși, după cum am menționat, și aș vrea doar să mă refer, din cauza lipsei de timp, doar la câteva aspecte, cred că cele mai importante din acest studiu, unde, din practică, aș putea veni sau aș putea da careva recomandări. Și s-a vorbit despre lipsa transparenței în cadrul acestui studiu, unde sunt de acord, dar există problema credibilității, încrederea între societatea civilă și instituții, încrederea între persoanele care reprezintă societatea civilă și instituții sau organizații non-guvernamentale. Din cauza că din experiența personală, m-am întâlnit cu situații când se solicită informație, însă se cunoaște că informația nu este publică. Și când întrebăm dacă are acces la această informație, nu ne se dă niciun răspuns. E destul să avem un singur caz de genul respectiv și atunci primim efectul bumerang. Și noi suntem în situații să verificăm, să analizăm dacă putem disemina asemenea informații sau putem să mai avem încredere în persoanele care ne întreabă și respectiv când mergem spre decizii, când mergem spre sharing of information, când vrem să diseminăm informația, există bariera aceasta de a nu avea încredere în persoanele care solicită informația și asta se reflectă fără că niciun interes așa asupra la celor care sunt poate credibili și ne dorim să colaborăm. Dar asta există, asta e întotdeauna, cred că a fost. Și din acest punct de vedere, poate și instituțiile sunt un pic mai reticente atunci când se solicită anumite informații. Iar dacă asta se face oficial într-un grup de lucru, exercițiul de elaborare a strategiei naționale de apărare ne-a demonstrat că se poate și întotdeauna există această posibilitate să o facem oficial și atunci și societatea civilă își asumă anumite responsabilități când vine cu o propunere. Dacă asta este monitorizat, dacă asta este oficial documentat și tot așa mai departe. Cooperarea interinstituțională e exact aceeași situație, este încrederea, este accesul
este foarte important să mergem pe proces. Dacă noi o să instituim procese în cadrul sistemului de securitate și apărare, noi cunoaștem că procesul e birocrație, dar fără el noi nu o să putem să avem o colaborare mai bună. Dependența de bani și dependența de resurse financiare, asta a fost, este și cred că o să fie, pentru că noi cunoaștem foarte bine că o dezvoltare necesită resurse și din faptul că dezvoltarea ceea ce ne propunem este, avem nevoie, nu este, dar avem nevoie de o dezvoltare credibilă și bună, lipsa de resurse financiare întotdeauna a fost un subiect important pus pe discuții și asta ne impune la ceea ca noi să în timp să vedem obiectivele realizate nu foarte repede. Deci, dacă nu avem resurse, atunci avem nevoie de mai mult timp ca să realizăm. Iar pentru ultima problemă care s-a discutat, din exercițiul care l-am avut la Strategia Națională de Apărare, ne-a demonstrat foarte clar că avem nevoie de instruiri la toate nivelurile. Cred că cunoașteți și dumneavoastră, doamna Natalia, participați în acest proces în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate. Avem un curs post-universitar în domeniul securității și apărării, care este deschis nu doar pentru Ministerul Apărării, dar pentru întreg spectru de instituții. Iar împreună cu partenerii, acum suntem în proces de lansare a unui proiect de instruiri pentru întreg sectorul de securitate și apărare, toate instituțiile civile. Deci se numește Professional Development Program for Civilian Staff, pentru personalul civil din cadrul tuturor instituțiilor statului. Și sperăm că o să fie lansat cât mai curând posibil ca să beneficiem de acest studiu. Eu vă doresc succes, vă mulțumesc pentru toată contribuția și sperăm că o să avem în viitor o colaborare foarte bună și credibilă între toate instituțiile statului. Mulțumesc, domnul Comel. Acum îi ofer cuvântul doamnei Inga Bogată din Ministerul de Interne. Dacă puteți să vă prezentați, doamna Inga, poftim. Mă numesc Inna Bogată, sunt șefa Direcției Politici de Dezvoltare Instituțională din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Într-adevăr, discutăm astăzi un subiect foarte important, și anume cooperarea cu societatea civilă, rolul acestei societăți civile în promovarea diferitor procese de modernizare și de reformare a instituțiilor. În primul rând, vreau să aduc mulțumiri organizatorilor evenimentului de astăzi și autorilor acestui studiu. Este un prim studiu, o primă încercare de cartografiere a societății civile în sectorul de securitate din Republica Moldova. Plusul de valoare a acestui studiu este lista de OSCE-uri care este anexată la acest studiu. Și cu siguranță, dat fiind faptul că mediul de securitate evoluează permanent, vom reveni la această listă și va fi completată cu acele noi ONG-uri. Am reușit împreună cu colegii să studiem acest document. Mersi foarte mult de recomandările aduse în el. Vreau să vă spun că deja au fost făcute și primii pași în vederea aprofundării cooperării cu societatea civilă, dar să nu uităm că la moment avem diferite paliere în cadrul cărora avem dezvoltat această cooperare și aici vorbesc la nivel strategic. Avem acel Consiliu de Asistența externă și deseori invităm atât partenerii de dezvoltare cât și ONG-urile să se expună asupra modalității de dezvoltare a diferitor domenii de reformă. Totodată pot să spun specific, de exemplu, avem în dezvoltare acel parteneriat cu Promolex, fiindcă avem în rulaj acel proiect de suport bugetar și avem un proiect împreună pentru monitorizare civică a reformei poliției. Recent a fost prezentat cel de-al cincilea raport, de cine sunt interesați pot să studieze. Deci avem foarte multe exemple plauzibile de cooperare prodigioasă cu ONG-urile, dar în același timp ne propunem ca această cooperare să fie mult mai activă, deci vom merge de la proactiv și aici venim cu o inițiativă să lansăm acea platformă de cooperare cu societatea civilă prin crearea unui roadmap
Deci, ceea ce ne propunem aici, să fixăm niște agende de cooperare pe diferite paliere, fiindcă fiecare ONG are un specific de activitate. Deci, acele ONG-uri vor fi împărțite în paliere de cooperare și astfel încât să avem și o singură voce în advocacy, da? Și să avem un nivel de percepție a diferitor probleme pe care le avem în comun. Totodată, intensificarea, coeziunea, deci vom face o mapare a necesităților, da, assessment, dat fiind faptul că suntem în diferite procese de reformă, fiecare proces de reformă este la diferit nivel de dezvoltare, deci pentru a beneficia de întreaga expertiză a diferitor experți din cadrul ONG-urilor, ne propunem ca să venim de la o analiză a necesităților atât instituționale, cât și o analiză a necesităților ONG-urilor. Ceea ce ne va propune să facem primele ședințe, primele mese rotunde, ca să startăm proactiv acest dialog de cooperare. Și dacă e să vorbim de aspectul de finanțare externă, există foarte multe posibilități. Și aici doar se dorește să avem un dialog, să fim în tandem. Fiindcă întotdeauna finanțatorul când vine, el își dorește o deschidere atât a autorității, cât și o platformă de cooperare cu acel ONG. Și când vom ști să lucrăm trilateral în aceste diferite proiecte, inițiative, vom putea să beneficiem atât instituția publică, cât și ONG-ul. Asta e ce am vrut să vă spun. Încă o dată vă felicit pentru acest studiu minunat și am vrut doar să vă invit cu drag să veniți la Ministerul de Interne ca să avem primele discuții. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă Bogatu. Acum vreau să-i ofer cuvântul domnului Iulian Grozan, directorul executiv, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, un bun susținător și practic institutul pe care are onoarea să-l conduc domnul Groza s-a inclus în această activitate de consolidare a acestei platforme, iar eu cred că este puțin spus că institutul pe care îl conduce este acum unul din cele mai active organizații neguvernamentale în a evaluarea sistemului de Republica Moldova, mai ales pe această dimensiune de integrare europeană, dar și de un șir de reforme, inclusiv și reforme în domeniul sectorului de securitate și apărare. Domnul Groza, poftim. Mersi mult, domnul Cibotaru. Mersi mult organizatorilor Fundației Conrad Mironov pentru că au susținut și susțin acest efort important de mapare, de cartografiere a necesităților și scăpărilor sau provocărilor care țin de subiectul de politicilor publice în domeniul de securitate și apărare. Aspectul la care s-au referit colegii Elena și Sanda este unul important, nu mai puțin important, cum acest proces de politici, de elaborare politicilor publice, realizarea lor implică, în ce măsură implică și actorii neguvernamentali, actorii nestatali. Și mă bucur că analiza și studiul pe care l-au realizat colegii vizează mai multe aspecte care țin de sectorul neguvernamental. Fiindcă în Republica Moldova se vorbește foarte mult despre societatea civilă, în mare parte în percepția celor din serviciu public, a cetățenilor. Când vorbim de societatea civilă, există o înțelegere sau atunci când se vorbește despre societatea civilă, se vorbește despre ONG-uri, în primul rând. Dar evident că, în sensul clasic a ONG-urilor, dar evident că sectorul neguvernamental, societatea civilă implică mult mai mulți actori, dincolo de organizații neguvernamentale, și mă bucur că ați încercat prin acest exercițiu, ca și metodologie, să, inclusiv să faceți această chestionare a actorilor din sector, ca să vedeți într-adevăr care sunt necesitățile și percepții și felicitări pentru efort, mi se pare chestiune importantă și necesară. Acum câteva aspecte din experiența proprie, ca și reprezentat unei organizații neguvernamentale care mai mult merge pe dimensiune de politici publice, adică ne concentrăm pe cercetări, suntem un centru de cercetare cu accent pe politici publice din perspectiva monitorizării politicilor publice, elaborare de propuneri de politici publice, promovarea lor sau cum
mai des menționăm noi advocacy acestor propuneri de politici publice la nivelul instituțiilor naționale, internaționale, pentru că ele se regăsească în politici propuse și să fie implementate. Dar din perspectiva dată, plus am să mă refer un pic și din percepția mea sau din experiența mea acumulată în serviciu public, inclusiv că am lucrat mai mulți ani în serviciu public și înțeleg necesitatea acestei coopere cu societatea civilă din mai multe motive și am să vă spun câteva din ele pe care le consider importante. În primul rând, evident că orice act de guvernare, orice instituție publică care se ocupă de elaborare și implementare de politici publice, necesită să respecte anumite abordări de transparență decizională. Adică ca aceste politici publice să fie consultate cu actorii interesați, cu societatea civilă. Și evident că asta, în rolul ăsta de consultare publică, prin acest exercițiu, instituțiile publice încearcă să prevină anumite propuneri de politici publice care nu neapărat rezonează cu opinia celor din societate. Bun, în cazul ăsta, anumite organizații care prezintă un punct de vedere sau anumite domenii, acesta este un prim element important care ține de consultarea publică a propunerilor de politici publice, fie că este vorba de strategie, fie că este vorba de o lege, fie că este vorba de o politică publică propriu-zisă mai largă sau mai îngustă. Evident că consultarea rolul în acest proces este important. Al doilea aspect care ține de rolul societății civile, evident că ține de această abordare de responsabilizare a actului de guvernare, responsabilizarea instituțiilor publice în implementarea propriu-zisă a acestor propuneri de politici publice. Fiindcă noi ne-am obișnuit să privim acest rol prin așa în bazul watchdog. Să fim siguri că la implementare instituțiile nu derează nu doar de la ceea ce au planificat, dar și că ceea ce s-a propus iarăși nu afectează interesul public. Și evident că societatea civilă este actorul important care revine această responsabilitate. Și al treilea rol pe care îl văd eu și la care s-au referit și colegii în studiu ține mai mult de unul combinat, care ține de contribuții la elaborarea de politici publice și în general exercițiul de advocacy. Și aici vreau să atrag atenția la două aspecte. În primul rând, obiectiv, una dintre constrângeri care există în Republica Moldova, și asta se reflectă nu doar la sectorul guvernamental, dar și sectorul neguvernamental ține de capacitatea de resurse umane și instituționale care implică expertiză, practic. Și expertiză nu doar în anumite domenii, dar și expertiză în serviciu, în politici publice. Și aici tentația și tendința în mare parte sau privirea din punctul de vedere al autorităților publice este că se încearcă implicarea organizațiilor neguvernamentale, experților din sectorul neguvernamental, pentru a completa un gol. Un gol care ține de expertiză, care nu întotdeauna este suficient în serviciu public. Evident că partea asta depinde foarte mult de capacitatea organizațiilor, de experții care sunt în sectorul neguvernamental. Și în dependență de existența sau disponibilitatea acestei expertize, evident că o anumită propunere de politică publică sau o anumită strategie sunt anumit sector din acea strategie, independență de expertiză care e menționat acolo, poate să beneficieze de o anumită valoare adăugată. Și lucrul ăsta cred că este important. Și al doilea aspect care ține iarăși de această contribuție, vă spuneam de expertiză propriu-zisă în sectorul neguvernamental și ea are la rândul său câteva constrângeri și colegii au menționat lucrul ăsta. În primul rând, foarte multe organizații, dacă nu majoritatea organizațiilor, sunt foarte puține, cel puțin organizații care, din sectorul neguvernamental, care au organizare instituțională care le permite să funcționeze sustenabil. Adică foarte multe organizații funcționează pe principiul de project-based, adică
Există fonduri ale partenerilor de dezvoltare sau al statului puse la dispoziție pentru, pentru sectorul neguvernamental, pentru a accesa aceste fonduri și a implementa anumite proiecte cu anumite targeturi, cu anumite obiective. Aici provocarea care eu am, și-am menționat-o și în chestionare este că această abordare de project-based ea nu îndeajuns contribuie la consolidarea instituțională a centrelor de cercetare, în primul rând. Deci mă refer de think tank-uri, instituții de cercetare, la care privesc în special actorii din serviciu public, din sectorul public, în special la nivel de minister, la nivel de agenții. Ei caută expertiză în afara sistemului care să vină cu valoare adăugată la expertiza care există în sistem. Și de obicei această expertiză se regăsește în centre de cercetare sau centre academice care au această expertiză. Principiul de cooperare în domeniul dezvoltării, inclusiv bilaterale, internaționale, este că vă spuneam că în mare parte 80%, 90% din asistența oferită pentru sectorul neguvernamental este pe principiul de project-based. Sunt foarte puține fonduri disponibile pentru centre de cercetare, pentru că susțină cercetări publice și asta este o constrângere, fiindcă nu există, sau cel puțin este iluzoriu să credem că toată expertiza care lipsește în serviciu public se regăsește automat în serviciul neguvernamental. Provocarea este aceeași, în serviciu public și în serviciu neguvernamental. Acolo nu există fonduri disponibile în sectorul neguvernamental, acolo pot fi atrași sau pot fi atras acea expertiză care să contribuie cu anumite propuneri, anumite intervenții de politici publice calitative, în primul rând, evidence-based, teme bazate pe elementul de cercetare, care să vină cu valoare adăugată la serviciu. Deci asta este o constatare pe care noi, ca și centrul cercetare, putem să o vedem. Și mă bucur că ați reflectat acest aspect. Evident că, și ultima parte a intervenției care vreau să menționez, este că în primul rând, cred că trebuie să înțelegem că responsabilitatea de a procesului decizional transparent sau procesul de consultare publică este unul care implică un drum în două direcții. Adică nu trebuie să existe doar disponibilitate în sectorul neguvernamental sau în serviciu public, pentru că să existe această cooperare. Drumul pe două direcții vizează și cineva din colegi a menționat despre încrederea care există. Dar eu cred că cea mai importantă chestie este expertiză. Calitatea expertizei. Atunci când, și iarăși, nu putem să pretindem că în sectorul guvernamental există expertiză în toate domeniile. Este o expertiză calitativă în toate domeniile. Observația noastră este că acolo unde există o specializare mai mare a organizațiilor neguvernamentale sau centrul de cercetare pe anumite domenii și lucrează exact pe acele domenii și se perfecționează în timp și atrag mai multă expertiză din afară, conectează cercetători din alte țări, conectează organizații sau centri de cercetare academice din alte țări, pliat pe înțelegerea sistemului public din Republica Moldova, realității din Republica Moldova, expertul din Republica Moldova poate cu adevărat veni cu o contribuție de valoare adăugată. Și parte din acest efort și constrângere care ați menționat-o și în cercetare, cu care eu sunt perfect de acord, sau provocare de bază, este că, având în vedere că o bună parte din organizații lucrează pe abordare de project-based, cea mai importantă parte din acest efort, care ține de promovarea ideilor, propunerilor de politici publice sau reflectarea lor în viață, în politici publice, este cea mai problematică. Și asta ține inclusiv de capacitatea de advocacy a organizațiilor, a experților din sectorul neguvernamental, de a avea grijă că acele idei care au fost elaborate împreună cu experții din serviciu public, specialiști din serviciu public, odată elaborate împreună, cu contribuția din partea sectorului neguvernamental, comunității de experți, este reflectat ca atare în documentele de politici publice și este realizat ca atare în documentele de politici publice. Și aici
această inițiativă pe care o propuneți să creați această platformă, mi se pare este una binevenită, dar în același timp nu vreau să dezamăgesc, pur și simplu vreau să punctez iarăși la o realitate. Crearea platformelor nu neapărat este o panacee pentru soluție de cooperare, fiindcă eficiența acestei platforme va depinde de fiecare din cei care participă la această platformă, din sectorul guvernamental și din sectorul public. Și un ultim lucru care vreau să-l menționez, când vorbim despre un sector așa de complex cum este sectorul de securitate și apărare, cred că este binevenit că ați menționat acest lucru, că implică și cartografierea ați făcut-o dincolo de focusarea pe securitate și apărare, fiindcă securitatea națională implică mai multe aspecte care țin de securitate și cetățeanului și economiei și așa mai departe. Nu mai puțin important în tot acest efort este să vedem în ce măsură metodologia sau abordarea rezolvării unei probleme din sectorul public poate contribui la rezolvare, adică cum? Approach-ul de elaborare, de soluționare a unei probleme în serviciu, de politici publice, este unul corect. Și dacă și sectorul guvernamental și sectorul neguvernamental sunt pe aceeași undă sau nu. Ce am în vedere aici este că este important să există o înțelegere atât în sectorul guvernamental și neguvernamental, care este metodologia de soluționare a unei probleme în sectorul public. Și abordarea cum o facem. Ce am în vedere, iarăși, ca să nu întind intervenția. Strategia națională de securitate și apărare nu se face pentru că ea trebuiește făcută, fiindcă există într-un document de politici publice sau un program de guvernare. Ea se face pentru a rezolva o anumită problemă în acest sistem. Și pentru ca să putem să venim cu propuneri de politici publice, este foarte important să existe o analiză foarte clară pentru ca să vedem care sunt breșele, care sunt problemele, care sunt să definim bine problema care să fie rezolvată în acest sens. Și probabil că asta este cea mai complicată parte din tot procesul de politici publice, elaborarea politicilor publice, în special pe sectorul de securitate și apărare. Noi suntem aproape în ajună de aniversarea de 30 de ani de la independența Republicii Moldova. Am avut mai multe strategii, inclusiv pe sectorul de securitate. Nu întotdeauna am reușit să livrăm. Am reușit acolo unde am reușit să planificăm aceste intervenții în politici publice în parteneriat cu anumiți actori internaționali, la care a fost legat și anumite angajamente bugetare sau promisiuni bugetare. Aici, ca să exemplific, spre exemplu, ne-a fost mult mai simplu să promovăm anumite reforme în sectorul securitate și apărare, cum ne-am avut un plan agreat, de exemplu, cu NATO. Pe dezvoltarea pe DCBI, de exemplu, nu știu. Sau în general, cum vorbim... Din păcate, Iuliane, niciun plan n-a fost dus până la capăt. Nimic. Da, dar partea asta ține de capacitate, dar planificarea a fost mult mai bine structurată, mult mai bine armonizată, inclusiv fiindcă ea implica un angajament internațional și implica un anumit milestone, un anumit target realizat inclusiv cu anumite contribuții financiare. Același lucru ține, de exemplu, de anumite angajamente, vorbeam de IPAM, spre exemplu. Da? Și până la urmă, și cu ce vreau să închid, este că încrederea între sectorul guvernamental și sectorul public, ea cu siguranță poate fi îmbunătățită în primul rând în momentul în care se va agrea modus operandi, da? Modul de conlucrare, modul de lucru și atunci când se va vedea foarte clar în ce măsură sau care sunt necesitățile în primul rând acelor din sectorul public, care trebuie să depășească punctul de service providers, outsourcing din sectorul guvernamental.
Soluții ar putea să fie diferite. Și aici vreau, de exemplu, să dau o soluție. Să, de fapt, să dau un exemplu unei soluții care mie mi se pare că funcționează. Doamna de la Ministerul Internei a vorbit despre budget support pentru reforma poliției. Da? Și acolo s-a regăsit un proiect dezvoltat cu sectorul neguvernamental care asigură partea de monitorizare. Anume această abordare, mi se pare că ea, într-un fel sau în altul, este una relativ eficientă. Și ca și recomandare, de exemplu, dacă ați putea să vă gândiți, eventual, poate să ne gândim mai departe, că atunci când există această planificare a strategiilor de dezvoltare în domeniul cooperării cu diferiți parteneri de dezvoltare, atunci când există anumite programe de suport în sectorul de reforme, în anumite domenii, cum este sectorul de apărare sau sectorul de securitate sau sectorul de poliție, da? Să existe această legătură directă în termeni de referință, în planificarea aceasta strategică, cu importanța creierii capacităților în sectorul public și neguvernamental cu care se întâmplă, și dedicarea anumitor fonduri necesare pentru a contracta expertiza din sectorul neguvernamental și de a asigura acest element de monitorizare care cu siguranță va oferă valoare adăugată atât Ministerul de Interne, de exemplu, cât și Comisia Europeană atunci când face referință la aceste proiecte. Mersi. Mulțumesc frumos, Iulian. Și acum vreau să ofer cuvântul doamnei conferențiar universitar Natalia Albu, cadru didactic din cadrul Academiei Militare, dar și cercetător în cadrul Academiei de Științe. Poftim, doamna Albu. Da, sunt, mulțumesc, domnul Cibotaru, sunt cercetător în cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Deja după reforma administrativă centrală este vorba de deci fondatorul este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Academia de Științe este o entitate separată, adică nu suntem membri Academiei de Științe. Deși realmente colaborarea cu sectorul de securitate și apărare dintr-o perspectivă academică nu mi-a fost inițiat în contextul existenței Academiei de Științe. Și în mod special atunci când vorbim despre strategia privind strategia asigurării comunicării în sectorul de securitate și apărare, care termenul de validitate a fost până anul 2012, unde Academia de Științe, mediul academic, inclusiv și Ministerul Educației, erau actori care asigurau parteneriatul privind promovarea valorilor, chiar și culturii acestei de securitate din prisma cercetărilor. Și pe de altă parte, încă un instrument care permite această colaborare este Planul Individual de Acțiune al Parteneriatului Republica Moldova-NATO, și mai puțin se cunoaște că și alte instituții, inclusiv din domeniul științelor exacte, contribuie de asemenea la implementarea domeniilor care sunt menționate. Eu ce aș fi vrut să mă refer, deoarece am zis că este puțin timp, să nu iau din timp, dincolo că salut această activitate și anume acest studiu, de fapt, el materializează niște discuții din ultimele 2-3 luni privind crearea platformei, dar ideea de crearea unui astfel de platforme de colaborare a societății civile nu este atât de nouă, este de ceva timp, de vreo 3-4 ani, se discută în cadrul mai multor mese rotunde și mi-aminteam cu un expert care spunea că avem nevoie de societate civilă vibrantă. Sper că acest, poate mai romantic, domnul Groza vorbesc, dar sper că aceste activități dea impuls mai mult, nu atât și societății civile, dar cât și decidenților politici să atragă atenție asupra subiectelor de securitate care realmente ele așa au fost neglijate. Rezultatul indiferenței sau neconsolidării societății civile este și faptul lipsei de pe agenda de securitate a problemelor din sectorul de apărare, în mod special. Plus, deși mi-amintesc că în anul 2002, în cadrul Centrului de Studii de Securitate Marshall Centru, a fost inițiat un exercițiu privind invitarea la un workshop sau grupuri de lucru, inclusiv din cadrul Republicii Moldova, societății civile, pentru a le împuternici și le-a crea așa un stimulent de a colabora cu sectorul guvernamental. Pe atunci, vorbind cu organizațiile care au participat, au spus că, mă rog, a fost un exercițiu foarte bun, dar dezinteresul la nivel național, deci i-a stopat această inițiativă de creare unei platforme.
Deci eu presupun că este un exercițiu și sperăm că va da efortul care a fost depus, va da rezultate. Ce aș fi vrut eu să atrag atenție? Foarte bine Elena a menționat și domnul Groza, mă scuzați, că societatea civilă nu este vorba numai de organizații neguvernamentale, FinFank-uri, sunt centri de cercetare care sunt instituții publice, nu sunt numai instituții private sau neguvernamentale, care deseori sunt create pe baza instituțiilor de stat, dar sunt neglijate. Deci există un potențial care ar putea fi valorificat și mă bucur că instituțiile din sectorul de securitate, inclusiv am avut experiență cu Ministerul Afacerilor Interne când a invitat să vorbim despre reforma sectorului de securitate, am invitat la Academia Militară să vorbească despre experiența de participare în misiuni. Ministerul Apărării mai multe ori a solicitat participarea în grupurilor de lucru privind elaborarea de politici, dar până aici a fost. Pentru că realmente sectorul academic este perceput parțial prea teoretizat uneori, uneori se consideră că nu are o experiență practică, dar este o platformă care ar putea să îmbine acest aspect practic, teoretic și în același timp necesitățile instituționale. Pentru că noi am avut o experiență foarte bună de colaborare cu organizațiile neguvernamentale, cum este Promolex, CID, NATO, AP, IDIS, Viitorul, privind discutarea în cadrul Academiei de Știință, problemelor de securitate umană, libertatea de asociere sau libertatea întrunirilor. Pe de altă parte, noi am avut participări la toate evenimentele, inclusiv lansarea unui ghid privind riscuri și amenințări la adresa securității naționale din partea instituțiilor din sectorul de securitate. Dar noi uităm că realmente sunt școli doctorale, Academie Militară are școală doctorală, Academie de Poliție de asemenea, Institutul Cercetări Juridice de asemenea. Deci, în oricare măsură, unde sunt am putea spune cercetate în aceste documente, probleme ce țin de securitatea națională. Și noi vreo 5 ani urmă am făcut o analiză, așa, tangențială, de câte ori decidenții politici au ridicat vreo teză de doctor în domeniul studiilor de securitate sau științe politice. Mai des ele sunt deci recomandările studiate din domeniul economic. Când vorbim despre securitate sau știință politică, practic numai dacă din aceștia inițiază singur să scrie o teză de doctorat ca să vadă ce prezintă aceasta. Deci în oricare măsură o teză de doctorat presupune recomandări care ar putea fi valorificate. Suntem de acord, nu suntem de acord, dar ar putea fi valorificate. De ce eu ce aș vedea aici o lipsă de valorificarea potențialului pe care însă și instituția a creat? Pe de altă parte, se cere de a crea un centru de cercetare la nivel de instituții de stat, pe lângă Consiliul Suprem de Securitate, cu suportul și organizațiilor neguvernamentale și, de exemplu, mediul academic, care ar contribui cu studii și cercetări privind gestionarea situațiilor de criză, riscuri, amenințări, care nu sunt la moment în strategia securității naționale. Pentru că când a fost, de exemplu, elaborată, nu a știut că va exista COVID-19, pandemia COVID-19, care să suporte, să asigure și să acopere această cercetare într-o perspectivă comprehensivă, care la moment, de exemplu, o organizație neguvernamentală nu poate să asigure, că are altă competență. Realmente astfel de centru a existat în cadrul Institutului Cercetări Juridice și Politice. Este vorba de Centrul Cercetări Strategice, care și anume țintea ca să asigure cu expertiză necesitățile de cercetare a Consiliului Suprem de Securitate. De aici eu vreau să susțin platforma respectivă și poate ar fi o premiză, de exemplu, ca în Ucraina au astfel de centri de cercetare pe lângă Cancelarea de Stat, în special după escaladarea situației din Ucraina, sunt astfel de centri de cercetare în Lituania, pe lângă instituțiile de securitate, în special servicii de informații, anume care oferă această expertiză ca să aibă conexiunea cu societatea civilă. Dacă noi vom sta aici și vom discuta organizațiile, instituțiile, despre nevoile noastre de colaborare, noi trebuie să analizăm și impactul asupra societății, asupra populației, să le transferăm această comunicare într-un limbaj accesibil, să implicăm și pe ei ca să se simtă implicați și le asigurăm cu adevărat securitatea umană. Exact, dacă îmi permiteți, aceasta și vreau să zic, să nu uităm că de beneficiarul
a serviciilor, instituțiilor guvernamentale, dar și a societății civile în general, tot acest efort conjugat este bunăstarea și starea de siguranță și de securitate a cetățeanului. Și într-adevăr, societatea civilă, da, societatea civilă ar putea juca un fel de punte de legătură și transferarea acestor cunoștințe în ambele direcții și, într-adevăr, doar prin efort conjugat am putea avea această transparență și comunicare strategică între toți actorii statali și non-statali. Și aș vrea să evidențiez faptul că mă bucur că societatea civilă, având acest rol de a iniția, de a duce în discuțiile dezbateri publice anumite probleme, astăzi ne-a reușit și ne-am atins obiectivul. Cel puțin toți actorii prezenți, instituțiilor guvernamentale, non-guvernamentale, mediul academic, reprezentanții mass media, dar și toți cei care ne privesc, am conștientizat problema, suntem pe aceeași undă, ne-am înțeles care este problematica și încercăm să găsim soluții și deja am văzut și suportul instituțiilor de stat în această colaborare și, într-adevăr, avem această problemă de credibilitate și găsirea acestui, într-adevăr, modus de operare în cadrul acestui sector. Mulțumesc. Vreau să fac și eu câteva concluzii. Deci, noi am prezentat modelul. Modelul, după cât am impresia mea, este acceptat și este unul fezabil și este unul lucrativ. Acum, să ne întrebăm ce va urma. Eu cred că pentru platforma noastră, pentru acel efort din societatea civilă de a ne organiza și de a face și o agendă de lucru care nu numai decât trebuie să coincide cu agenda de guvernare, dar totodată este bine când se intersectează, noi vom avea câteva oportunități serioase care sunt planificate. Una din aceste oportunități este consolidarea mecanismului de consultare a președintelui Republicii Moldova prin crearea unor comisii speciale. Am văzut adoptarea unui, prin decret prezidențial, a unui nou regulament cum funcționează aceste comisii. Următorii pași sunt conlucrarea cu inițiativele pe care le așteptăm din partea Comisiei Parlamentare sau în general a Parlamentului, cu acele proiecte de legi legate, de exemplu, de noua strategie de securitate națională care nu există astăzi sau care nu funcționează și de o serie de legi care ar fi interesante pentru societatea civilă să se încadreze în toate mecanismele existente, cele formale sau le creăm și altele ad hoc, cum ar fi, de exemplu, crearea Comisiei Prezidențiale, cum a fost în trecut și mult mai înainte de strategie de apărare, domnul Oarză. A fost așa și la strategie, la conceptul securității naționale din 2006 și la strategie securității naționale din 2010. Deci mecanismul acela a funcționat, ceea ce a permis ca strategia de apărare să ajungă la o maturitate de discutare care noi ne-am dorit pe parcursul mai multor ani. Și acum eu cred că noi suntem obligați această maturitate să ducem la o altă etapă. Pentru că din societatea noastră, odată cu acele schimbări care de acum se produc, s-au eliminat un impediment absolut serios în finalizarea planurilor de oferire a cetățeanului Republicii Moldova a unui grad de securitate pe care îl merită. Deci acel grad de corupție a sistemului, acel grad de servire a unor alte interese decât cele naționale ale Republicii Moldova și lucrul acesta nu poate să nu facem împreună, pentru că până la urmă toți suntem responsabili și față de apărare și față de siguranță cetățeanului. Aici aș fi vrut poate să includ în discuție, dacă doriți, și cei care astăzi au binevoit să vină aici, mă refer și îl salut pe domnul Lilian Carp, președintele Comisiei, dacă aveți ceva de adăugat. Dacă nu, ok, deci îl salut și pe domnul Iulian Chifu, consilier al președintelui României în perioada 2004-2008 pe problemele securitate și apărare națională, dar și profesor universitar de la SNSPA, președintele organizației Early Warning. Îl văd și pe Valeriu Pașa, câinele de pază, Watchdog, funcție care, organizația pe care o conduce, îl îndeplinește foarte vizibil. Deci, domnul Chifo? Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Știți bine că am venit pentru un eveniment care va avea loc mâine, dar mulțumesc că și aceasta este o felie importantă a ceea ce vom face mai departe și cred că este foarte important și studiu și rezultatele pe care le-ați avut. Acum, firește că am propriile mele experiențe din
ambele părți și din funcționarea, de exemplu, a Consiliului de Consultativ al Comunității de Informații în România, era Consilier pe Securitate Națională Sergiu Medar, 2004, și din Consiliul Consultativ pentru Securitate și Afaceri Strategice pe care l-am înființat pe lângă Consilierul Prezidențial și, mă rog, departamentul pe care l-am condus. Sunt experiențe diverse, e de salutat interesul și aș adăuga, dacă vreți, o nuanță, ok, platforma, chestiunea aceea cu vocea unică, eu sunt ceva mai sceptic, de obicei diversitatea este binevenită și de-aia este o platformă, pentru că ea trebuie să conțină spații și idei diverse. Da, aici intervine problema major, pare bine că Natalia Albu a ridicat-o, a legitimității celui care vorbește. În domeniul securității naționale, a apărării, știu, e un sumum de probleme care țin de politici publice și care au interfață cu publicul, dar unele dintre elementele de acolo presupună în spate și un nivel de cunoștințe și un vocabular și o cunoaștere a spațiului despre care vorbim și cred că aici, bun, experiența e mai vastă și cu CIDNATO și cu Academia, aici sunt lucruri de făcut pentru că e foarte simplu ca oricine să spună că se preocupă și discută despre securitate națională sau despre apărare fără a exista și bagajul din spate al lucrurilor sau măcar au abordare pe nișă, pe zone care într-adevăr sunt accesibile. Cam astea ar fi cele două observații, deci dacă se poate diversitate cât mai largă și cea de-a doua, dacă se poate cel care vine la masă să aibă în spate și o listă de lucrări și un CV care să-l recomande pentru a vorbi pe o temă sau alta. E, dacă vreți, în partea cealaltă este și ceea ce afectează cultura de securitate. Nu că anumite subiecte nu se discută și, mă rog, acum avem Afganistanul pe masă, ci faptul că, nu de puține ori, cei care vin să se pronunțe sunt oameni care n-au călcat niciodată în Afganistan, n-au citit niciodată, n-au nicio pregătire în domeniul apărării, n-au nicio pregătire în domeniul securității. Și experții ăstea sunt rara avis și atunci aia care sunt e bine să profitați și să-i aveți. Asta bagatelizează, asta trimite în ridicol, iar cultura de securitate nu se face cu persoane care se pronunță în orice domeniu, pe orice temă, în orice moment, după cum îi tai cap. Cam asta am avut eu de spus. Mulțumesc, domnul Chifu. Valeriu? Mulțumesc foarte scurt. Mulțumesc pentru acest studiu. Sper să fie util. Sper să fie utilizat și de instituțiile de stat. Sunt de acord cu abordarea enunțată de domnul Cipătaru. Rolul de coordonare în ceea ce înseamnă planificarea, elaborarea, planificarea de politici în domeniul securitate ar trebui să revină Consiliului de Securitate, care cel puțin să centralizeze efortul instituțiilor, efortul societății în general. La fel ca și în multe alte domenii, există această criză de încredere a societății în instituțiile de securitate. Din motive obiective și subiective. Mai mult ca atât, există în continuare o criză de încredere din partea clasei politice față de instituțiile de securitate. De ce? Pentru că acestea au fost utilizate drept instrumente de încălcare a democrației larg și cei care astăzi sunt la guvernare au fost cei care au avut de suferit nemijlocit. La fel ca și mulți dintre noi din societatea civilă. Deci asta este componenta obiectivă, componenta subiectivă într-adevăr este lipsa culturii de transparență a instituțiilor din domeniul securității, nu mă refer la armată, domeniul militar, hard securitate a fost cumva mai deschis, iar chestii de genul cooperare, de exemplu, cu serviciul de informații și securitate este la limita neimaginabilului pentru societatea civilă din Republica Moldova și pentru mass media cu atât mai mult. De asta cred că este utilă implicarea societății civile, pentru că asta ar putea să dea mai multă credibilitate, asta nu este cumva soluția magică care ar legitima orice decizie,
dar îi adaugă un pic de credibilitate în ochii acelorași mass media, societății în sens larg. De asta, la fel, cumva nu trebuie să aștepte nimeni că vor veni ONG-urile și vor acoperi expertiză pe toate domeniilor. Este imposibil, plus formatul de cooperare. Deci, noi avem, așa cum a menționat bine Iulian și la fel cum este menționat în studiu, dependența aceasta de lucru per proiecte, trebuie să ne îndeplinim activitățile, suntem puțini, avem resurse limitate, chiar dacă, nu știu, am putea face mai multe. De asta noi, de exemplu, o să continuăm să facem ceea ce am făcut în domeniul securității, sau, mă rog, contracarării, dezinformării în sens larg și protejării proceselor democratice care se întâmplă în Republica Moldova, sau, mă rog, protejării integrității proceselor democratice. Sper să continuăm. Mersi. Mulțumesc frumos. În încheiere vreau, Dan, dacă domnul Chifu s-a referit, vreau să vă anunț că mâine avem de gând să lansăm la inițiativa Centrului NATO și în cooperare cu organizația pe care o are onoarea de a conduce domnul Chifu, am elaborat un studiu, un sondaj de opinie cu privire la percepțiile cetățenilor Republicii Moldova a problemelor de securitate și apărare. Și este un instrument absolut necesar tuturor cercetătorilor, funcționarilor publice, să verifice această măsurare de temperatură, de cum oamenii percep problemele fundamentale, riscurile fundamentale la adresa securității naționale, opțiunile în anumite cazuri. Eu cred că o să vă fie interesant și este, ca fost director a barometrului de opinie publică, vă asigur că va fi interesant inclusiv și mâine, puteți să ne urmăriți online. Mulțumesc foarte frumos tuturor participanților, celor care ne privesc. Vă invit la noi forme, noi tipuri de cooperări în acest domeniu. Sunteți bineveniți să vă adresați celor care au prezentat astăzi acest studiu pentru problemele la care noi am discutat, cu orice inițiative, opinii, pentru că asta a fost doar un prim pas într-un proces foarte complex, lung și extrem de necesar. Mulțumesc frumos tuturor și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă. La revedere!